bucurați-vă! Cum spuneți? Mulțumim! Să mai veniți pe la noi, că suntem copii buni și avem rezultate. Vă puneți pupuțele undeva în sală? Da, și le luați pe urmă, da. Haideți! Ha, cine n-a primit? Ia vreo pas, ia. Ce plate? Iubitul e mai mare sacușa decât tine, vrei să iei două? Hai, cine n-a primit? Ia de aici. Păi, doamne director, iar dă, care copii? Doamna director, 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 care e cea mai temerară. Puneți-le acolo la părinți, la bunici. Părinte, ne-i strică. Să luați-o până la apa. Așa. Gata. Restul sunt la al doilea antrenament. Le dau eu, da. Bine, doamna directoare. Am putut să ajungă la 5, când am ieșit de la școală. Le puneți să mai aici. Că ei vin de la 7 și jumătate, vin la antrenament. Cu siguranță. Infrastructură trebuie. Doamnul Prep, părinte. Pedagogice, suntem cu doamna directoare, suntem cu domnul Mihai, care este și ziua dânsului azi, dacă nu știați. Îi spune la mulți ani. Mulțumesc frumos! Reprezintă asociația Mig News. Noi colaborăm cu ei. Mă refer la faptul că eu sunt preot în satul Căldăraru. Pădânsul cheamă Mihai Căldăraru, cum le diriguiește Dumnezeu să și le așează în așa fel proniator, încât toate lucrurile să convergă spre lucrurile bune pe care le simțim și vrem să le facem pentru comunitate, pentru copii și pentru liniștea noastră sufletească, cum spunea monacul de la Ruhia, Nicolae Steinhardt. Îi mulțumim domnului președinte, Mihai Căldăraru, am mai colaborat cu dânsul, am mai venit în Căldăraru, am mai făcut fapte de binefacere, de milostenie, așa cum ne îndeamnă Sfinții Părinți, iar astăzi suntem aici datorită faptului și evident că datorită Mănăstirii Cernica s-au format satele de rob care au lucrat pe moșiile mănăstirești și evident acest social de atunci s-a transmis până în zilele noastre. Noi încercăm să facem lucrurile bune, să le îndreptăm, să ne așa maturizăm în așa fel încât să devenim mai vrenici și acest lucru nu putem face decât prin intermediul copiilor pe care îi slujim și noi și dumneavoastră. Ca și diriguitorii acestui... Știți că domnul primar se implică foarte mult. Absolut. Datorită dumnealui avem și această școală dotată cu tot ce trebuie și da, sală de sport în care copiii își pot desfășura activitatea și pot face antrenament. Eu, pe lângă faptul că sunt antrenor de karate Shotokan din anul 2001, sunt și director al acestei școli, director la școala gimnazială numărul 1 și ținem să-i mulțumim foarte mult că datorită dumnealui, construind această sală de sport, copiii au unde să-și desfășoare activitatea și unde să facă aceste antrenamente. Eu am renunțat la antrenamentele din București pentru a le putea da foarte mulți dintre ei să intre la licee bune. Încercăm pe cei care au probleme materiale și care nu se pot deplasa la licee în București și au probleme și cu părinții, încercăm să-i sprijinim cu burse, cu tot felul de ajutorări din acestea, cum a oferit și domnul Căldăraru astăzi, cu unguțe pentru copii, cu diverse pachete și să încercăm să-i susținem cât putem de mult. Noștri care au venit alături de noi, vă mulțumesc celor care au venit să ne ajute în toate activitățile noastre sociale și vă trebuie sănătate multă. Și vă mai așteptăm ori de câte ori absolut, aveți această ocazie absolut, să nu ezitați Cernica. Să nu uitați să recidivați. Părinte, să lăsăm și pe colegul meu să spună ceva. Vă rog frumos. Zi-vă, mulți ani ceva. Este un eveniment foarte frumos, o activitate care o facem de ceva timp și acum noi cu ajutorul sponsorilor, cu ajutorul oamenilor de bine, afaceri, de bine, încercăm să ajutăm cât putem aceste zone mai defavorizate. Așa e frumos, arătăm și către cameră. Mulțumim, da. Și un acatist cu Mihail și Gabriel. Mulțumesc care frumos. Sunt patronii tăi. Mulțumesc frumos și... cu dragoste. Mulțumim mult pentru colaborare și pentru tot ceea ce părinte, dacă putem vorbi și să vorbească și colegul nostru, care este Pietru Ștefin. Tot ceea ce doriți dumneavoastră. Noi suntem aici. Nu mai știu la numai.
Guța Vasile, preot la Căldăraru, din 1986. În 86 am fost antrenor de karateu la părinții copilor cu care face doamna directoare și iată-ne aici, stimulându-i în continuare. Mihalache Ioana Raluca, mă numesc, director școala gimnazială numărul 1 și antrenor de karate Centura Neagră 4 Dani în Ciotocan. Așa că vorbiți cuvincios. Mihai Căldăraru, președintele Asociației Mic News. Marc Viorel, vicepreședinte al Asociației Mic News. Pietro Șcepin, director executiv al Asociației Mic News. Vă dea Dumnezeu sănătate. Așa și dacă ai despre ceva? Da, aș avea și eu de spus ceva. Sunt mândru că reușim să facem astfel de gesturi. Sper să reușim să strângem cât mai multe fonduri. Directorul de la Media Express, salut, să fie nervos, îți mulțumesc că frumos să plecai mental cu termine. Am început. Domnului Nicolae Marian. Domnul director, da? Să stați acolo. Așa, 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 așa. Doamne Mihalache Ioana Raluca. Mulțumesc pentru să rămână. Mulțumesc pentru să vă dea la sănătate. Doamne, doamne, toată lumea. Așa. Să rămână.